Eu am făcut școala de ofițer de pompieri. Și să știți că noi acolo, la școală, învățam de teren de protecție civilă, dar ne învățam exact în sensul de ce era el. Noi, în 2004, ne-am unit cu protecția civilă și am format inspectoratul pentru situații de urgență. Terenul de protecție civilă, ce înseamnă pentru noi? Și o să vedeți că, într-adevăr, dacă o să vă explic tot filmul, o să-l înțelegeți perfect, pentru că o parte, la o parte din activități chiar participați. Toată activitatea de înștiințare, de avertizare și de alarmare înseamnă protecție civilă. Și înștiințarea cum o facem? Poate primi și dumneavoastră avertizările care prin noi de la ANM le transmitem către populație și de fapt le trimitem către comitetele locale pentru situații de urgență și către comitetul județean. Și facem această înștiințare. Înștiințare că avem un pericol iminent pentru dezastru sau un atac aerian. Că înștiințările se fac și pentru dezastru și pentru atac aerian. De-aia se numește și protecție civilă. După aceea, avertizarea. Avertizarea o fac autoritățile publice împreună cu autoritățile publice centrale pe baza înștiințărilor făcute de către noi și de către inspectoratul general. După aceea, alarmarea, care o știți foarte bine, miercuri la armelor, care o facem întotdeauna, începând de luna iulie anul trecut, facem miercuri alarmelor și o facem cum? Prin acele sirene le acționăm, primind de la București un și acționăm sirenele. Noi încercăm de luna viitoare să facem aceste miercuri alarme, o să o facem într-un fel mai altfel. Vrem să ajungem să ne alegem zone, împreună cu inspecția și Centrul Operațional Județean, să mergem în acele zone, să instruim comitetele locale pentru situații de urgență și populația ce înseamnă acele semnale. Că de multe ori primim semnale de dezastru, semnale de atac aerian, dar lumea nu știe într-adevăr, vede că într-adevăr semnalele sunt diferite. Ce mai presupune această protecție civilă? Protecția persoanelor prin adăpostire. Vorbeam de foarte multe ori cu dumneavoastră de adăposturi de protecție civilă, care sunt fondul privat și fondul public de adăpostire. Instituțiile și, de fapt, județul Prahova, noi trebuie să asigurăm 2% adăpostire pentru locuitorii județului Prahova. Și, într-adevăr, prin fondul public și fondul privat de adăpostire, se asigură acest 2% de adăpostire, care tot la fel pentru dezastru și pentru atac aerian. În caz de dezastru, mă refer la inundații, nu se folosesc adăposturile de protecție civilă care de obicei sunt la subsol, pentru că se inundă și avem alte probleme de necăm, dar pentru furtuni, pentru alte probleme, pentru atac aerian, într-adevăr, acele adăposturi se folosesc. Mai este componenta CBRN, chimic, biologic, cum vorbim noi de problema asta, CBRN. La noi, la momentul ăsta, CBRN-ul nu avem autospecială, avem echipajele pregătite, dar nu avem autospecială, avem promisiuni că va veni acea autospecială, ne asigură CBRN-ul Bucureștiu și Ciolpan. Sunt la 30 de km, răspund foarte, foarte bine la solicitările noastre și ori de câte ori am solicitat, ei vin. Acum, Consiliul de Stat pe noi ne-a dotat într-un fel și facem, chiar dacă nu avem autospecială, mașina pirotehnică care o avem noi, face într-un fel misiuni de protecție civilă privind CBRN-ul, pentru că a cumpărat acele detectoare multigaz și camere cu termoviziune și noi mai aveam noi alte detectoare multigaz, nu așa performante ca ăsta care l-a cumpărat Consiliul Județean și, într-adevăr, putem să facem exact ce face CBRN-ul de la Ciolpan sau de la București, autospecial.